bă, man, nu pușcă, sau ciao, sunt câteva dintre expresiile pe care le veți auzi în episodul de astăzi de cel puțin 20 de ori. Bine v-am găsit la un nou episod de Window Shopping, Porți și Domnișoare, cel mai tare podcast. Nu e podcast, e o emisiune. În episodul de data trecută am avut o invitată pe Theo Rose, care ne-a zis cele mai mari secrete din industrie, ne-a învățat cum să reușim în cinematografie și nu că mă laud sau așa, dar a fost în trending episodul. Cel mai probabil datorită ei, dar bravo nouă că am dat rec și că am dat un Samsung. Ia să vedem cui. Felicitări, să te bucuri de el și să sperăm că nu-l vinzi. Și dacă îl vinzi, poți să mi-l vinzi mie, dar fără bani și fără amprente pe el. Nu înțeleg, care e problema cu oamenii ăia? Îți dau telefonul usuros așa, adică ce e neregulă? Bă, bagă știrile! Știu eu foarte bine ce e de făcut la emisiunea asta, nu trebuie să-mi zică nimeni. Știrile! Un cetățean străin care participa la un festival în Mamaia vindea droguri. Wow, nu-mi vine ca crede ce mi-aud ochii și urechile. Unde mă, la mare? Chiar nu mă așteptam. În alte știri, apa este umedă. Lăsând gluma la o parte, dacă vreți să identificați un dealer, este foarte simplu, vă zic eu cum, indiferent de ce natură este recipientul sucului, o să ceară la bar o doză. Iar dacă e prea scump sucul, o să zică că vrea doar o jumică. O grămadă de tineri nu au putut ajunge săptămâna trecută la Beach Please. Ai zice că la un festival de rap ar fi fost plin de rapperi, însă noi am reușit să surprindem 4 zile de festival într-un singur TikTok. Messi suspendat de PSG timp de 2 săptămâni pentru că s-a dus în Arabia Saudită fără aprobarea clubului. A mai greșit și el, există 2 variante posibile aici. Cel mai probabil s-a dus tocmai până acolo ca să arate lui Ronaldo cupa, fără vreo conotație sexuală aici, ori s-a luat la caterincă la dribbling-uri cu Neymar și au parcurs 5.000 de kilometri. 5.000 de kilometri, aproximativ 20.000 de virgulițe și 15.000 de biciclete. Fotbal. Un studiu ne spune că animalele de companie ajung să semene foarte bine cu stăpânii lor după o anumită perioadă de timp. Nu sunt neapărat de acord, vă las aici un filmuleț cu calul lui tata, nu văd nicio asemănare. Armata română începe cea mai amplă campanie de recrutare, 41.000 de locuri libere. 41.000 din alea 41.012. Respect. În ce constă această campanie, mă întrebați? Este foarte simplu, avem doar 2 sloganuri care zic așa. Dacă nu vrei vaca să o mulgi, hai de tancul să-l conduci. Nu vrei la noi la bricolaj, te băgăm în camuflaj. Invitatul nostru de astăzi vine tocmai din Marghita, are 39 de anișori, 1,93 este înălțimea, tatăl la 3 copii și tatăl multora din stand-up, dacă îmi permiteți, ce a zis. Haideți să-l primim cu aplauze false pe nimeni altul decât Sorin Pârcălab. Ciurnei, ciurnei, brne! Gata, am început, ți-am făcut un intro. Vrei să facem salutul al nostru? Da. Hai! Nu, salut. Așa, ce faci? Ăla al nostru. Ăla al nostru. Toată lumea se gândea că avem încerc un salut să cool. Par comod. Hai mă că e comod asta, de ce te dai acum? Îmi place. Ce ai cu prietenii noștri de la Samsung? Îmi place. Înainte de toate, vrei să promovezi ceva ca să dai acum la început cât se uită toți? Asta era... Da, aceste hanulace pe care le facem. De la ce brand sunt? De la Hoodiguns. Oh. Hoodiguns.com. Uh-huh. Noi facem hanulace și asta este o culoare pe care o vom lansa foarte repede. Gen, când intră lumea acum să vadă emisiunea, cred că o avem deja pe site. Săptămâna viitoare, avem pe site. Da? Deci acum avem pe site. Avem acum pe site. Uh-huh. Și este calitate premium, ce mai? Și voi lansați culoarea asta? Noi lansăm culoarea asta pe hanuracul ăsta. Și o să avem niște hanurace modele noi care se lansează. În fine, nu mai dă. Mă descoși acum. Bă, eu cred că există culoarea asta deja. Nu cred că o lansați voi. Dar bă, nu, este... Noi lansăm pe modelele noastre. Noi avem întrebări super serioase aici. O să vezi că o să se rupă TikTok-uri și o să fie multe melodii de-astea cu sentiment așa al negru. O să rupă. Cum ai sărbătorit de Revelion în 2000? Mai ții minte? În 2000 de Revelion? Uh-huh. Cred că eram la ceva restaurant. Așa. Și cred că mă sărutam cu una pentru, am ieșit din asta și ne-am sărutat într-un bloc. Și după aia am dat seama că n-am murit. Ce a fost? Yes. Mm-hmm. Țâțe. Am înțeles. Deci un Revelion cinstit. Cinstit. N-aveai bani perioada aia? Era, nu, 2000, vorbim de 2000. Era genul ăla de, voi, nu știu dacă ați fost la petreceri, de să închiria
localul, cineva mergea la braserie, să zicem, era o braserie. Da. Și cineva vorbea cu șeful de la braserie, dacă ne dă și nouă braseria pentru noapte de Revelion. Da. A zicea da, ăsta se punea, aducea un DJ, puneam toți bani să luăm DJ-ul, să plătim chiria și să mai luăm niște băuturi. Și de mâncarea se aducea de acasă. Și fiecare venea cu salată de băf, cu platou, cu chiftele la braserie. Frumos. Unde se ținea ca braserie. Un, ca un cămil cultural. Era, ca mai un... știi ce ai adus tu, cu ce ai venit? A, clasicii cârnați. Că ai mei, tu știe toată. E, știe toată lumea. Aia, că face mama cârnați de porc. Așa? Care sunt afumat și după aia îi fierbe odată. Mm. Și sunt damn. Și aia dacă îi faci înclătite și după aia îi pui pane, clătitele, mănânci o chestie de... îți aplaudă urechile, cum ar fi. Și gastrită. Gastrită dacă ești așa sensibil, cum e toată la noi, nu. Bagi o pălincă, a dispărut gastrită, a dispărut. Deci genul. Da. Mm-hmm. Unde ai avut cea mai mișto vacanță? De când? De când vrei tu. Pentru că eram copil și n-aveam griji, cele mai mișto vacanțe erau la Sebiș, la nașii mei la Sebiș. Pentru că n-ai griji. Acum absolut sunt convins că am vacanțe mult mai mișto, că sunt plecat în alte părți, dar acum am griji, că trebuie să car bagaje, trebuie să am grijă de copii, să nu-i calce mașina, să nu ai... Nu e așa de... Nu trebuie, ți-mi pui tu bariere, nu trebuie să faci așa asta. E adevărat. Dar și iubesc, mă. Da. Asta mă încurcă, știi? Da, era să-l pierd pe la mic, era ieșit din parc singur, de nebun. Mm. S-a dus așa pe trotuar și l-am văzut puntin, l-am văzut că nu-i în parc și am fugit după el. Dar... Și cum ai simțit panica? N-a fost foarte departe. Bă, era îmi dau seama că se uită și oamenii la protecția copilului, dacă n-am grijă de el. Așa am făcut, așa m-am uitat la fiică mea care era în cealaltă parte și pe când m-am uitat în cealaltă parte, el nu mai era. Și m-am dus o tură de parc, un parc mic. Mm-hmm. Am văzut că nu e un loc de joacă, mai mult, nu parc, hai loc, un loc de joacă. M-am uitat că nu, și când am ieșit afară, ăsta se ducea pe bicicletă, n-avea el treabă, era cu filmul lui. Bă, clar avea treabă undeva. Un independent, că mi-a și plâns după aia, are 2 ani jumate și mi-a și plâns că de ce nu l-am lăsat. Da. Cam are dreptate și copilul aici. Da. Când ai dat ultima oară șpagă? Când ai dat ultima oară șpagă? Este o întrebare. Nu știu, o întrebare. Deci aia nu... Nu, că la doctor am dat. Hai să... ok. La doctor. O să te gândești la una prescrisă. Adică dacă au trecut, cât trebuie să treacă? 10 ani? 13 ani. 13 ani? Dacă ai dat acum 13 ani unui organ al legii, nu mai contează. Nu, mă, că nu vreau ăștia să ia, mă. Nu mai vrea acum? Să am COVID. A, știți când totodată, eram, fii atent. Eram în 2009 la Ungur, mă. Deci am adus o mașină în 2009, ne-am luat... În 2009 ne-am luat prima mașină, un Volkswagen Polo. Așa. Roșu Ferrari era culoarea. Da, sigur, era roșu Ferrari, nu roșu pepene. Nu, roșu Ferrari. Da. Așa. Și ne-a oprit, nu știu dacă știți, cu numeri legale, bine, n-ai voie să treci... N-ai voie să treci decât în spațiu Schengen, poți să mergi. Numere galbene? Da, 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 numere provizorii galbene. Există numere provizorii roșii, okay, care sunt valabile pe toată Europa, care au asigurare, acoperă toată Europa, și există numere galbene care se iau pe câteva zile și ca să poți muta o mașină din punctul A în punctul B în spațiu Schengen. Okay. Și noi am ieșit din spațiu Schengen și când să intrăm în Ungaria, ne-a oprit un render, Sheikh, cred că așa se cheamă, poliția, era un opiția, cum zice fiul meu, și s-a uitat la noi, ne-a oprit, i-am dat actele, s-a uitat și a zis, nemelego paper, și asta înseamnă, nu ajung hârtiile, adică actele, nu, dar paper are dublu sens, la ei și hârtie, dar și acte. Aha. Și eu zic, nemelego paper, nu ajung actele. Și m-am uitat la el și nu înțelegea ce trebuie să-mi mai dau, că i-am dat brief-ul mic, brief-ul mare, i-am dat asigurarea pe numere, m-am uitat la ăsta, i-am dat buletinul, permisul, s-o uitat la el și zic, nemelego paper. Și atunci i-am dat 50 de euro și a fost elego paper. Elego paper. Da. Și după aia am ajuns la vamă și la vamă trebuie să dau șpagă să trec și la vamă. Tot 50 sau cât am mers atunci? 20 mai aveam. Ai. N-am vrut să mă lase, mă, mâncați-aș gura ta, zic că e prea puțin. Ai trecut doar tu cu mașina, n-am mai trecut și prietenul tău. Nu vă spun, eram nedormit de 48 de ore. În fine. Care e cea mai
Care e cea mai mișto suprafață pe care ai făcut sex? Cea mai mișto suprafață pe care am făcut sex? Da. Aici vorbim materiale sau vorbim utilaje? Suprafața pământului. Ce vrei tu? Nu contează. O suprafață. Mă, stai un pic. Deci aici ce apreciem? Materialul, cât de mișto era materialul, okay, sau cât de mișto a fost partea de sex pe care am făcut-o pe materialul ăla? Materialul mai mult. Materialul. Deci aici vorbim strict de material. Strict de material, da. Mașină de spălat. Ce, mai știi ce mașină de spălat? Aia din cămin. Eu știu ce mașină era. Deci merge murdare. Pe mizerie cu rugină rupe cea mai tare partidă. Nu, mă, că erau noi. Aha. Erau noi și mergeau bine. Da. Era la centrifugă, cineva spăla hainele în momentul ăla. Bravo, frumos în cămin. Pe ce subiect nu suport să fii luat la mișto? Pe ce subiect nu suport să fii luat la mișto? E vreo chestie o care te-au la mișto, oamenii nu suport. Încearcă! Nu, eu am bănuiel. Eu zic că putem să încercăm. Nu, dacă ai tu vreo. Să știi oamenii, bă, de chestia asta nu-i zicem lui Sorin. Știi că se supără când nu o să zic. Nu o să zic că există și malițioși care abia așteaptă să... Corect. Știi, când zic malițioși, mă refer la spray. Da, malițioși verzi. Malițioși în sensul că nu-și permit parfumul și atunci îți dau cu maliția. Am înțeles. Cel mai prost show de stand-up pe care l-ai avut vreodată, dacă ar fi să... Eu n-am așa ceva, tati. Știu, dar dacă ar fi fost să ai... Dacă ar fi să ne gândim la vreunul. Vezi? Asta e problema, că și cele proaste au fost bune, că am învățat din ele, tati. Wow, ce mă, maestre, ești. Maestre. Uite, asta o să fie, deci aici e primul TikTok, dată cu alb-negru muzică, încet, bravo. Da, uneori câștigi, alteori înveți, sau cum era, bună. Deci, care? Nu, câștigi de fiecare dată, asta spun. Corect. Deci n-ai avut niciun, nu există un show prost pe care l-ai avut vreodată. Eu am avut momente proaste în show, n-am avut show prost cap-coadă. Am avut momente proaste. Uh-huh. Pe exemplu, când încercam o glumă. Da, de obicei când și zic nu glume, mergea așa bine. Când încerc aia, glumele, nu prea. După aia intram în alea. Uh-huh. Dar am avut alea, să mă bag cu unul, adică am avut. Și nu te-ai bătut? Nu. Ce nu, că și eu am avut cu aia atunci. S-au urcat pe scenă asta. S-au urcat pe scenă că am mai auzit glumele. Deci fusese om într-o săptămână și a auzit glumele, i-a rupt capul stand-up-ul, a auzit de stand-up, după aia a venit și a doua săptămână și a început să vocifereze la toată lumea. Și după aia, evident că a încercat să strice show-ul și fuma, era vremea care să fuma în 99. Și a aruncat chiștocul pe jos și a început să mă iau de el. Și de acolo a escaladat, s-a urcat pe scenă, omul era și pe droguri și pe steroizi. Uh-huh. Deci era pompat în două părți. Mama, așa prost o ardea toma. N-am mai avut loc ego în el. Și atunci s-a urcat pe scenă, că să vezi că îmi face ca astea și l-am împins și eu. Că m-am uitat, zic, mea, am... Ești mare, știu, ești am mare. Am și eu 100 de chile, hai să ne dăm dacă ăsta. Dar nu acum, că am tirat un show, l-am împins de pe scenă și eu ești afară. Ah, m-am așteptat afară, dar eu m-am și lungit pe scenă. Okay. Că trebuia să întorc și o să iasă bine. Corect. Păi când am ieșit s-o dus, ne-am întâlnit după aia. Da. Ne-am întâlnit după aia. Cum îți cer copiii tăi bani? Cum îmi cer copiii mei bani? Care din ei? Că ei îmi cer lucruri. Hai să o luăm așa, de la cel mai ieftin la cel mai scump. Bă, ăștia, na, ăla micul cere că să cacă în ei de bani, că încă are Pampers și atunci trebuie să cumpărăm. Nu ai modul lui de a cere bani. Că în rest, așa ea nu știe cu ce e îmbrăcat. Puteți să-l îmbrăcăm cu orice. Asta e bine. Nu are nicio treabă. Așa? Bun, deci... Fata îmi zice că să stau acasă, să nu fac bani, dar vrea rochițe. Și atunci aia e pe filmul ei, trebuie să luăm rochițe, trebuie să... Deci așa? Tu pentru asta tragi tare pentru rochițe? Pentru rochițe și Pampers. Și băiatul mare cere bani și... No, când îmi cere bani, eu îi reproșez că nu face chestii și... Îi dau. Și după aia l-o dă într-o depresie, trebuie să-i dau bani de psiholog și... Până la urmă îi dau. Nu, cumva am înțeles că oamenii ăștia care sunt high achievers în viață, trebuie să aibă un pic de frustrare. Nu foarte mult cât să-i rupe aripile, dar trebuie să fie un pic frustrat. Atunci încerc să ating frustrarea aia, să-l fac highly achiever, știi? Deci să fie un pic să aibă nervul ăla, de nu las cum să fac eu, așa.
Ce vârsta de da, că faci tu. Ok, am terminat cu întrebările. O să avem prima rubrică acum. Știi despre... Păi nu, că o să punem în edit mai multe. Mai avem de episoade de trecute. Da, da. O să rupă. Știi Met Gala? Ai auzit? Nu. Bun, este o gală unde s-au întâlnit niște oameni, s-au îmbrăcat super dubios. Și o să-ți arăt niște poze, avem două televizoare. Avem și aici și acolo. În ăla e cel mai bine, da? Și o să-ți pun niște întrebări bazat pe pozele astea. Dacă vrei, putem să mergem cu prima întrebare. Ia uite. Ăsta este Lil Nas X. Este un rapper. Să vede. Da, asta e clar. Cât zici tu că ar trebui să coste outfit-ul ăsta? Cât ar trebui să coste outfit-ul ăsta? Da. 25 de milioane. De euro sau 2500 de dolari? A, da. Că mă gândesc că aia sunt niște diamante nu știu de care și aia iară diamante nu știu de care și chilotul e făcut din țesătură de paianjen virgin care nu știu ce a făcut și de-alea, nu? Cred, nu știu sincer în ce, dar mă gândesc că n-au cum să fie diamante, că sigur nu ies la numărătoare când le dă înapoi, că le mai pierzi. Te scarpini un pic. E așa, le dai de pe buze jos și le... Da. Pe cine ai vedea tu îmbrăcat așa de la noi din România? Eu m-aș îmbrăca. Te-ai îmbrăca așa? Da, ca să merg la biserică. Asta era următoarea întrebare, la ce eveniment? La biserică, să fiu mai flashy ca popa. Și la ce eveniment la biserică? Te-ai duce la înviere când e hype-ul mare acolo? Nu, 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 fix duminica, așa, regular. Să mă duc. Ai intrat super. Așa, like, de sfinții mucenici, ceva, nu foarte mult, știi? Ceva așa, eu vreau să arăt că pentru mine contează. Zic că m-am pregătit foarte tare, eu sunt un foarte religios. Hainele mele de duminică e asta. Bun, hai să vedem ce mai avem. Ia uite-l, ce vorbești. Ăsta cât zici că a dat pe outfit așa? Acolo n-am nimerit, a fost mai scump, a fost mai puțin, cât a fost acolo? Că sigur a fost mai puțin. A fost mai puțin? Eu așa zic. Eu și m-a rupt, eu sunt prost, eu aș da atâta. Dar stai niște... N-am, dar aș da. Nici noi nu știm, aia e mișto aici. Da? Da. Cam cât zici că ar merge perdeaua aia și ce mai e pus? Ce are un palton, o cămașă... Zara, clar, oricum. Ce buție aia, cred că sunt mai scump pe acolo, în picioare, 700 de euro. Paltonul la 1500, așa, de la băieți din porbaga, știi? Așa? Uh-huh. Așa, cam așa a luat-o la culoare, știi? Nu mai contează firma. Uh-huh. A luat-o să potrivească cu paltonul. 3200. 3200, da, foarte, 3200, fără ghiuluri. Fără n-am băgat ghiulurile. Pe cine ai vedea de la noi îmbrăcat așa? Bordea. Bordea? Da. Bă, nu eu zici cred că, eu cred că Bordea pare genul care prezintă. Și unde crezi că ar fi așa întâmpinat ceva? Ok, ai îmbrăcat așa, fără unde să fie luat la mișto? Unde ar fi întâmpinat ok, da, dacă ar apărea așa? Bordea așa, da. Dar cred că Bordea poate să poarte asta oricând. Serios, și pare întâmpinat ok, că pare... Na, pare... Băiat, ok. El mai are și tatuaje, mai umple golurile de acolo, de la genunchi. Da. Chiar mi se pare, adică nu e... Ok, deci rămâne pe Bordea. Hai să vedem pe următoare atunci. Asta a fost mai relaxat. Asta? Da. Asta e chiar... E real, e real. Nu te cred. Ba da, ba. Mergi în club așa? Dacă e club de copii, probabil. Hai să te zgâri un pic. Vrei să te întorc? Cine ai vrea să apară la, dacă ar fi, de exemplu, să dai o petrecere de copii pentru fata ta sau pentru băiatul tău și să apară îmbrăcat așa și după aia să-și dea jos capul ăsta de pisică pe cine ai vedea? Nu știu, bă, că nu doresc nici la dușmanii mei așa ceva. căldura aia pe costum. Bă, adevărul e că dacă te tragi un pipi e cam greu. Trebuie să ai ventilator, știi, că să ai niște ventilatoare pe în spate, niște dalea ca să poți să facă față. Tu vezi că el e lucios pe față, crezi că e fardat așa? Crezi s-a transpirat. Unde dracu intri cu aia în limuzină? Nu ți-ntră căpocul ăla în limuzină. Plus că trebuie să mergi cu decapotabilă. Îți dai seama că sigur e închiriat, a mai transpirat unul înainte în el. Și miroase că acolo bagă ventilatorul direct de acolo de jos, știți, bagă. Ok, bun. Am terminat pe asta pe fashion așa, ne-am încălzit, voiam să văd cum ești tu cu, dar ești bine. Pe fashion... Ce vorbești? N-ai treabă. Mergem cu o următoare rubrică. Tu te-ai căutat vreodată pe Google? Nu. Asta e foarte bine. Pentru că am căutat noi. Și avem așa, hai să vedem cu primul. Trebuie să ne spui ce crezi tu că e mai departe. Sorin Pârcălab pe... Ce crezi că au căutat oamenii? Pe pastile. Zici, ce crezi că ar fi căutat pe pastile? Pe două cuvinte acolo. Da, care crezi că ar fi? Vârfum.
Ține și arătăm avea, după. Pe când avea? Pe când avea, hai să vedem. Foarte aproape, dar hai să vedem. Sorin Pârcăla Pereți. Pereți. Vrei să ne explici aici un pic? Deci ar căuta cineva Sorin Pârcăla Pereți? Da, da. Da, când eram sărac, n-aveam baie. Așa. Și mă vărsam pe pereți. Am înțeles. Foarte bine. Hai să vedem cum... Și probabil sunt poze și atunci... Când te vărsai tu pe pereți. Hai, avem cu Sorin Pârcăla are. Sorin Pârcăla are vârsta. Ok. Sau varianta B, are vârsta, are copii. Mergi pe are copii? Are. Coia, uite, mă! Și e vreun articol despre tine și copiii tăi? Eu știu ce să mai scrie, că nu urmăresc. Deci tu chiar nu urmărești, n-ai nicio... Nu, n-am nicio treabă. Dacă să scrie despre mine, să scrie despre mine, așa... Uh-huh. Aflu și eu, după aia, hai... Ok, azi... Vrea să meargă la discotecă. Doar pe discotecă mergi? De ce crezi că ar fi doar discotecă? La doctor, vrea să meargă la doctor, asta aș mai merge. Deci una, ori discotecă, ori doctor. De ce a căutat? Că-s nebun! Hai să vedem ce scrie. La școală, la biserică, la grădiniță. De ce crezi că a căutat cineva asta că Sorin Pârcăla ar vrea să meargă la școală? Nu-mi dau seama. Cum ești cu școala? Până unde ai mers cu școala? Am făcut și masterul, dar nu l-am terminat. Am master, adică bine, am nu l-am terminat, da. Am făcut, da, am cât rămas restant o boabă, că nu m-a trecut una. Una care dacă te uiți la emisiunea asta, ia uite, bravo. Ia uite-mă unde am ajuns. Nu, mă, că dacă se uită la emisiunea, dar nu cred în stare, mă, că nu era cool. Asta cu la biserică. La biserică. Adică am înțeles că vrei să mergi îmbrăca ca eu am fost habotnic, mă, când eram mai tânăr. Serios? Da. Mergeam la biserică, țineam posturi. Da. Ce post ține? Îmi părea rău pentru păcatele pe care le-am făcut. Ce păcate aveai tu? La ce vârstă ai fost? Ce vorbești? Că stăteam în cămin. Câte păcate n-aveam eu atunci. Așa, și grădință? Atunci aveam pe toate. Le aveai pe toate. Mm-hmm. Și la grădință? Și la grădință? Cred că m-a văzut mamele acolo, știi, la grădință. Și a fost... La grădință? Wow! Am înțeles. Ok. Da. Bun. Dă-i. Că fost în capul ăsta. Sorin Pârcălab e? E un trei homosexual. Trebuie să fie. Că așa-s românii curioși să vadă dacă scrie pe net. Că el nu pare, dar oare este ceva despre el? Scrie pe net. Hai să vedem. Sorin Pârcălab evenimente. Evenimente. Emisiune. Doamne, e gratis? Doamne, e gratis. Cine este, unde e? Cine e? Sorin Pârcălab, cine este? Cine e? Dar unde e? Ce răspunde la Sorin Pârcălab, cine este? Ce vrea să zică primul articol? Sorin Pârcălab, cine este? Cine mai știe? Asta, să fie nici oamenii care îl știau, nu mai știu. S-a schimbat prostul de când are succes. Cine e? Cine e Sorin Pârcălab? A rupe, da. Dacă ți-a luat un interviu, doamna, acum ar rupe. Sorin Pârcălab, cine este cu răspunsul ăsta? Cine este? Dar cine mai e? Cine mai e Sorin Pârcălab? La Sorin Pârcălab evenimente ce ar trebui să apară? Prețul. Șori, aveți că nu faci treabă bună. Ai prețul pe net? Trebuie să scrie evenimente și să scrie direct prețul, ca să nu mai... Ai prețul pe internet? Am numărul prețului pe internet. Ai numărul prețului? Da. Știe Cristi. Ăla ai prețul, nu-i număr de telefon, da, ce-i tu acolo. Da. A de bine duce Sorin. Da. Ok, hai să dăm mai departe. Sorin Pârcălab Costel. Fraț. Crezi că asta crezi că a zis lumea, s-a uitat la voi și a zis... Seamănă ăștia, e prost la cap. Seamănă în prostie. Asta crezi că e frați? Da, hai să vedem ce. Costel Pârcălab. Te știi cu... Costel Pârcălab. Te știi cu Costel Biju? Nu. Nu. Ok. Sorin Pârcălab, costelărie? Costelărie. A, n-a fost ceva local? Costelărie? Nu, unde se vedeau coste? Cel mai probabil. Ceva. Nu înțeleg. Costel Pârcălab? Are o legătură? Poate să fie. Păi dacă am fost eu am fost în Timișoara acum în weekend. Așa. Și am mers la muzeu și mi-a zis portarul de acolo, mi-a zis, nu pot să cred, ați venit. Și am fost, da. Ce e levitat un pic. Și a zis, domnul Micuț, facem o poză? Și ai făcut poză? Și am zis, sigur.
Că mi se pare nice că o să povestească. Și o să arate poze. Și o să arate poze și să facem mai de căcat. Și o să fie un om. Păi ăsta nu e... Ăsta nu e Costel. Costel Purcălam. Ăsta nu e Costel Purcălam, nu are. Ok. Toma Alexandru Pen. Penthouse. Așa vine stă Toma cu banii. Nu contează. Dacă, dacă dărâmi orice deasupra ta, devine penthouse. Bă, asta e cel mai bun sfat pentru constructor. Orice dărâm deasupra ta devine penthouse, da. Ok, hai să vedem ce e. Toma Alexandru penitenciar. Pentru Sorin Purcălab? Da. Crezi că Toma a apărut pentru tine în viața ta sau? Da. Eu sunt omul care reciclează mașinile. Tu reciclezi mașinile, absolut, Toma? Absolut. Tot ce vinde Toma iau eu. Da? De cum? Și ai luat-o și pe ultima? Și pe ultima. Și cum e? Păi acum am pus și bana asta pe care o luat-o, că tot la mine ajunge. i-am și zis, uite, deci vreau asta, bă, mie nu-mi trebuie, bă, dau eu suplimentă, nu-i problemă. Pune-i mă și trapă. Pune că după aia îmi pare rău că nu le-ai luat. Deci se câștigă bine din stand-up, e ce-mi zici tu acum. Da, absolut. Merge bine. Comic Club este prea șmecher. Crezi că asta au căutat oamenii, că e prea șmecher? Cu J. A zis cineva, bă, Comic Club e prea șmecher. Da, da, da. Atentă. Da, da. Uh-huh. Or zis așa. Hai să vedem. Este prea mult, prea tare. Prea tare. Uh-huh. Prea mare. Dar ce crezi că a vrut să zică că e prea târziu? Crezi că era o virgulă undeva, Comics Club e prea târziu. Da, da, pentru că nu mai are cum să iasă din casă acum. Și am apărut în viața lui prea târziu, că e vede până ce se întâmplă la comic. Și e ora prea... Și e prea târziu. Nu, e în viață prea târziu. Nu mai poate să iasă, e prea târziu. A, gen, el putea să strălucească, dar da, e prea târziu. Da, putea să vină la open mic-uri. Putea să așa, dar e prea târziu. E prea târziu, ok, bun, am înțeles. Am terminat cu asta. Mai avem niște comentarii de hate tare, pe care vrem să le comentăm un pic. Faza e că nu sunt toate de la tine. S-ar putea să nu fie niciunul. Suntem super nebuni, nici eu nu le știu. Și trebuie să ne dăm seama. Cine le curatorează? Avem mulți oameni aici, după cum poți observa. E echipă super mare. Așa, dă-i. Trebuie să ne și zici de la cine crezi tu că ar fi. Adică ar trebui să ghicim împreună. Așa. Hai să vedem primul comentariu. Vrei să-l citesc da, eu? Da, te rog. Sal! Am văzut specialul și am râs cam cât am râs la Friends. Muhammad Ali a mai pierdut lupte. La cine crezi că ar fi ăsta? The Chosen Half. Nu știu, man. Nu, la cine crezi tu că ar fi? La ce clip de pe YouTube? La ce clip de la mine? Poate să fie de la tine, poate să fie de la alții. Asta zic, noi încercăm să ghicim. Deci sunt niște comentarii și să stabilim noi, ok. Da, trebuie să ne dăm noi seama. Am văzut specialul și am râs. Sunt comentarii luate din mai multe locuri și trebuie să ne dăm seama cam de pe unde sunt, de la ce videoclip mai exact. La cine crezi că ar fi? La cine crezi că se uită Asterii? Asta e tradus? Sau ăștia sunt români? Da. Care au scris ăștia sunt români? Da. Adică aia nu prea merge în altă limbă dacă stai să te gândești. This is it. This is it. Nu merge. Wow. E-ul ăla. Hey, când traduci yo. Wow, yo, this is it. This is it. Eu zic că nu merge. Dacă îl forțez, merge. Orice merge forțat. Mai puțin sexul. Corect. Corect și cat. Aici, așa. La cine crezi că e ăsta? Salut, am văzut specialul și am râs cam cât a râs la Friends. Dar Friends e un serial super bun. Mie mi-a plăcut Friends. Și după aia, că asta nu prea înțeleg. Cum zice că Muhammad Ali a mai pierdut lupte? Nu știu, man. Două la întâmplare. Tu trebuie să înțelegi o chestie. Eu nu pot să dau pe alții, că eu nu vreau să fiu considerat malițios. Ai folosit malițios în episodul ăsta. Ce vorbești? Deci, dacă ar fi să aici, cu intenții negative, dacă îmi permiți, ca să evităm malițiosul. O să zici că e de la tine, cum ar veni. Absolut, tot timpul. Deci este un comentariu de la tine. O să iau pe mine. Ok, vedem și de la cine e? N-avem nicio șansă, nu? Asta e foarte bine. Trebuie să ne zici. Da, este de la micuț. Așa. N-aș fi zis că eu nu vreau să comentez și nici nu vreau să fiu de acord cu haterii. Corect, bun. Asta a fost și doar pe stand-up, așa, acum avem la general. Avem ai greu să nu rămână gravidă, bro. De la omul de la una Black. Scurtă trebuie să fie. De ce? Mi se pare genul de om care n-ar înțelege o glumă. Și pare că orice ai pune în față, de la una scurtă, pare... Orice zice Frâncu, poți să pui asta, ai grijă să nu rămână gravidă, bro.
Se aduce de aia, zic, e de la una scoasă. Pare că e ceva de la Franco, acum că zici, da, și aș merge pe aceeași. De la cine este? De la Costel? Și dacă, și aia poate fi de la... Da, dacă ar fi cineva care ar trebui să aibă grijă să nu lase pe cineva gravid... E Costel. Sau Borcea. Da. Da. Care am crescut cu manele adevărate, nici nu putem zâmbi la așa ceva. Ce crezi, că e la muzică, că e la stand-up? Că e la muzică, absolut, că-s manele adevărate. Că am crescut cu manele adevărate, nici nu putem zâmbi la așa ceva. Pe ce ai merge pe trapanea? Aș merge la cum o scris, aș merge pe o muzică ușoară. Un om care nu înțelege că nu-i manea. Și cumva e foarte confuz de faptul că nu prea înțelege. Manele adevărate erau într-un sens și asta, tot ce restul manelelor, aha, eu cred că ele zice la muzică, le zice manele. Pune-și tu niște manele. Care? Prodigy ăia, mi-a plăcut, manele adevărate ăia. Ăia sunt numărul unu, să moară manele... familia mea, dacă nu. E manele adevărate. Manele, ok, de la ce? Loredana la fericire, toți manele. A, Loredana la fericire. La fericire. Deci acolo chiar e o manea, da, un pic. De la Iorga 06, doar pe Pornhub am văzut o așa slabă actorie și un așa praf script. Ce crezi că, ce serial sau ce sketch ar putea să fie atât de dezastros? Încât să fie... Încât să zică cineva că și pe Pornhub și de pe Pornhub nu prea sunt actori. Poate e unul în care ești tu, ți se pare că da, a fost... Da, eu pe mine, eu sunt foarte curios dacă a văzut tot Pornhub-ul. Adică sau a văzut ceva mai slab, s-a oprit, a fost până aici. Deci, dacă, din ce zici eu mă las. Îmi pare rău, nu se mai poate. Dacă ăsta ai plâns, las-o, că se vede clar că n-are nimic. Doar pe Pornhub. Deci ce zici tu e că ar trebui să uite oamenii pe Pornhub până la capăt să... Da, asta ca să ai toată referința, plus că nu te apuci așa de polabă la un serial. Ca să compar după aia, zici, frate, vorbește pentru tine în situație să te pui de labă la un serial. Dacă ar fi să alegi un sketch în care poate ai apărut și tu. Da. Care, la care crezi că ar fi comentariul? Ceva de la nerv. De la nerv. Alege ceva de la nerv. Ce, Ioniță, suntem aproape? Asta? Nu. De la ce? Fuego. Fuego? Îi face o reclamă cu un cozonac. Deci este o reclamă la un cozonac făcută de Fuego. Deci îl bagă în cursă, care... Nu înțeleg de unde. Deci e cu Pornhub-ul, da. Cu Pornhub-ul, ceva, da. Poate e un pic... E cu ciocolată? Da, inițial nu era cu ciocolată, dar la finalul reclamei e cu ciocolată. Îl face cu ciocolată. Așa te învață în reclama aia cum să-ți faci cozonac singur. De la alex.daniel.17 ne zice te-ai mai îngrășat. Scuze. De ce te să ziceți chestiile astea? Nu e, asta e de la Ioniță. Un coment de la Ioniță. Zici că e de la Ioniță, ți-a dat ție Ioniță comentariu? Nu, dar el e aici, poți să fac o glumă despre el. Poți să faci eu. Ia dă și pe următorul un pic, te rog. Toate astea sunt de la același om în aceeași postare. E aceeași postare. N-am ținut post că n-am putut. Ce te atrage înspre fumat? Ce tip de postare crezi că ar fi să gândească oamenii asta? Te-ai îngrășat? N-am ținut post că n-am putut? Ce te atrage înspre fumat? E unul care fumează ceva droguri. Ok. S-a îngrășat pentru că a fumat foarte mult. Ok. Și a încercat să țină post, dar n-a putut că era spart și avea manciz. Ok. Și atunci de-aia a zis așa. Și ce te atrage spre fumat? Îl întreabă ăsta, totuși făcând un reveal, ce te atrage înspre fumat? Și la final a zis, îmi ești simpatic. Tot, și tot, era, tot era aceeași, era, da, cu aceeași, da, continuare, da, da. Poți să văd înapoi și muie bă. Îmi e simpatic și muie bă. Aici sunt doi oameni, la unul i-a dat, la unul i-a dat bani împrumut, la unul nu i-a dat bani împrumut. Sau poate unul i-a dat-o bine și celălalt i-a dat-o mai. Și atunci unul i-a zis, îmi e simpatic când îmi dai bani și ăsta a zis, muie bă, mie nu mi-a dat. A, deci muie bă e răspuns la mie, e simpatic. Am înțeles, da. Uh-huh. Are foarte mult sens. Ok. Și toate astea erau? Și noi nu știm asta, nu o să aflăm.
Doar sunt niște comentarii. Noi tocmai am aflat. Dar noi am aflat, dar oamenii nu află. Nu oamenii află care au dat comentariile sau oamenii, nu, oamenii de acasă? Oamenii care sunt în emisiune nu află. Oamenii care se uită la emisiune nu află. Putem să facem super nebun. Vrei să afle sau să nu afle? Putem să blurăm. Cum vrei să o ardem? E la tine. Adică? Dacă tu zici acum, bă, ar fi și mai mișto să nu afle oamenii de acasă, noi blurăm. Ar fi tare să le caute. Nu? Hai să facem așa. Fii atent. Cine găsește comentariile astea, noi dăm un hanorac. Noi da, cine? Scrie, noi hooligans. A, ok. Dar da, să scrie în comentarii răspunsul, ăsta este de la ăla, bam. Deci primii, n-o să trei, zicem... primii trei care găsesc șirul ăsta. Deci blurăm faptul că au fost de la Micuțu, Fuego și încă cineva. Asta trebuie a fost blurat. Trebuie să-mi lași numai unul, pe care decizi tu, unul dintre ei. Deci le dai, dar să zicem că la... Da, 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 cea tăiem, nu zicem asta. O să fie blurat și tot, da. Da, perfect. De la, dacă găsește lumea șirul ăla de comenturi, dai tu un... Noi dăm un hanorac. Bun. Dar primul care dă... Primul să care scrie dă ție pe Instagram, primul care scrie, nu? Primul care îmi scrie mie pe Instagram, așa, o să dăm un hanorac. Uh-huh. Bun, ok. Cool. Și asta cu nu am văzut și auzit un om mai lăudăros, la cine crezi că ar fi? La oricine. La oricine? Da, că atunci când e sărac, orice pare mult. Deci, la cineva care e vai morții lui, de fapt. Oricine. Man, am mâncat o merdenea. N-am mai auzit așa lăudăros în viața mea. Ăsta la cine era? De să mai blurăm. Scălătesc. Șef Scălătesc, uite încă un bipăit. Să repetăm regulile. Calupul ăla, secvența aia întreagă. De fiecare dată când am vorbit de cineva și am dat nume, blurat, pus din ăla pe... Nu. La unu. Deci calupul ăla de la... Bă. Cine găsește calupul ăsta, și aici o să arătați voi calupul. Da. Cine găsește calupul ăsta, îmi scrie de la cine este pe Insta și noi îi dăm un hanorac. Da? Mai avem o rubrică pentru tine, tu știi de OMTV? OMTV? Da. Pare televiziunea lui prietenul meu, Ome. Ai un prieten, Ome? Am un prieten pe care îl cheamă Ometiță și noi zicem Ome. Da, și a făcut televiziune și te-ai chemat, da, să o deschidem OMTV aici. Nu, OMTV este o aplicație sau un site, nu știu ce e exact, unde noi intrăm live cu oameni random de pe internet. Cool. Și putem să ne alegem dacă vrem să ne dăm drept bărbat sau femeie și să vedem ce range de oameni alegem ca vârstă. Ce vrei să ne dăm în această seară? Ce vrei să punem acolo, că suntem băiat sau fată? Și sexul opus poate să intre pe... Poate să intre și asta. Și, dar mă gândesc că dacă ne dăm fete, o să fie mai mulți băieți în căutare. Și ei ne văd? Și ei ne văd și noi îi vedem și vorbim live cu ei. Sunt oameni care în momentul ăsta de față stau fiecare punde pe internet. Și vorbim Eu cu ei. Eu cred că și dacă te dai femeie și dacă te dai bărbat, tot bărbatul o să iasă. Cel mai probabil. Sunt mici șanse să fie o femeie. O să fie, sunt. Ce fel de femeie? hai să ne dăm bărbați. Ce fel de femeie este? Ce eu vreau să o cert. Eu vreau să intru și să o cer de nevastă? Ce cauți? Nu, să o cert. Vrei să o cert? Ce faci aici? Deci, nu ai viață? Fii atent, hai să stabilim. Când dăm de o fată, da, o certăm că stă pe internet, da, la ora asta, da, și dacă dăm de un băiat... Nu, ce cauți aici? Ce cauți aici? Bun. Fericirea ta nu e aici. Ok, așa o ținem. Da. Comentariul lui băiatul. Ok, ok. Și dacă dăm de un băiat, ce facem? Îi vindem parfumuri arabești? O, mai duce... Trebuie să vorbim și cu ea. Hai să încercăm să cumpere, să-i convingem să cumpere ceva. Dar ei ne văd fețele noastre sau avem ceva ne skin? Văd, ne văd. Noi facem de pe un telefon acum. Ok. Și încercăm să le vindem ce? Ce vrei tu? Eu mă gândeam ori parfumuri arabești, ori... Avem un... Hai să îi combinăm să vină la atelierul nostru mecanic. Ok, bun. Deci da? Noi avem deci un atelier. Dacă ai mașină, îi combinăm pe mecanică. Bun. Da. Și încercăm să o dăm serios. Hai să vedem. Și dacă bun. Salut, mersi mult. Deci dacă ne-au recunoscut, okay, adică bun, pe tine, bun, fiind vedetă, mergem mai departe. Ok, bun. Bun. Hai să-mi pun imediat și asta în cap, să pun asta în casă, far mai... Da, și eu fiind la costum lângă tine aici, în lumina asta perfectă, hai. Eu sunt client. Du-i. Eu sunt client. Bun, stai să vine telefonul. Hei, bună. 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 Să știi că fericirea nu e aici. Bună. Vă știu undeva. Ah, ok, atunci... Următoare.
pa. Trage pantalonii sus. Salut. Hai, noroc. Salut. Hai, noroc. Zi o glumă, zi o glumă. Salut. Hai, salut. Viața ta, următor. Hei, bună. Da. Să știi că fericirea nu e aici. Unde? Lângă tine. Dar tu o cauți superficial pe internet. De ce nu, de ce nu se vede și fericirea de lângă tine? Dar când mai faceți un live, băieții? E rușinos. Ce seamănă ce băiatul ăla cu Alibec? Dacă te uiți din jumătate așa zici că ele. El e, mă, uite, e Alibec. Du-te că ai antrenament mâine. Hey. Mamă, ce gălăgie acolo la adăpost. Ce faci, băieții? Salut, salut. Trească, băieții. Salut, salut. Ce cum, merge canterul? Cum merge canterul? Merge, merge. De unde știi că joc? Cum? De unde știi că joc? Păi ți se vede în ochi. Ai hands free-ul ăla pe cap. Ce fac, băieții? Bine, ne plimbăm. Haideți. Pa, 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 pa. Ne plimbăm. Ce ei, zici, salut, mă, frate? E greu, mă, cu femeile ăștia nu intră, hă? Nu prea intră, frate. E viața asta să mor eu dacă nu. O, Sorine, salut. Yo, salut, salut, ce salut faceți? Uite o pică mea, bă, ce faceți? Uite, am venit și noi la voi în vizită. Am zis să vă onorăm cu prezențul. Din Timișoara și eu. Din Timișoara, salut, salut. Ce ați făcut, ați băut? Da? Nu, no, frate. Nu, no. Dar băiatul din spate e Desdemon? Ce e? Stă la pictat? Da, e din Titanic. Ce e? Reus din Titanic. Am înțeles că e din Italia. Bine, haideți, vă salutăm. Te pupăm. Pa, pa. Succes. Ia uite că tocmai se dădea jos. Yeah. Salut. Salut. Ai probleme cu mașina? Frate, fii atent, te vedem în mașină, e la fix. Ai nevoie de reparații la ea sau ceva? Fără mișto. Da, frățiorul meu. Ce ai la ea? Ce nu merge? Bate tot pe ea, e terminate. Tu zici de mașină acum. Glumesc, mă, merge tot să mă arăt pe mine. Da. Bă, dacă mă duci la noi, îți găsim ceva să nu meargă 100%. Niciodată în viață. Te gândești? Pe ea stai puțin, ce să vezi să-ți spun? Cum? Aia așa să-ți arăt. Ia, ce? Ia arată-mă că-s curios. Ce vezi vorbești? Că e bine, ia, ia, mai arată un pic, stai că n-am văzut. Fără mișto. Vezi că arată bine. Fazer, tati. Vezi că arată bine fără mișto. E capul bun, băi, capul bun. Știi cum e, tată, capul face, capul trage, aia. De unde sunteți, mă, băieți? De la service. De la service. Bravo, băi, vezi. Eu sunt inginerul și el e mecanicul. Și încercăm, da, nu prea merge serviciul și încercăm să găsim clienți aici, am zis că gândim alternativ. Eu mă duc, am o nuntă după. Eu cred că e invers. Nu, cine? Nu e nimeni pe invers. El e patronul și tu ești mecanicul, mă. Cine? Eu mecanicul? Te-a luat după mustață. Tu că face de mecanic. Ia unde sunteți, mă, băieți, mă? Ești bine, ești bine. Unde sunteți, mă, acum? Ești bine. În birou. M-a luat șeful că-mi dă o cafea, ca asta, că hai să-ți arăt aici OMTV, că de-astea m-a luat cu tehnologie. Și hai că facem și noi un joc, știi, că eu-s șeful. I-am pus cartelă, pe are un Oppo de-asta, i-am luat acum și am pus cartelă. Stai și el pe net să vadă. Da. Unde sunteți acum? Că arată prea bine unde sunteți voi acum. Păi, dar nu vrei să vii cu mașina, adevărat. Nu vreau soțiorul meu, că nu prezint garanție. Ha, mă, că nu-mi face ce nimic. Face, nu umblăm, mă, stai cu noi acolo când o vezi. În sufragerie ți-o repară, mă. Întrebați-l de unde ești. Dar de unde ești? Să voi, mă. Dar de unde ești? Ăla e a 8? Să reparați voi a 8? Ăla e a 7, a fost a 8, dar ai scăzut tu 1, cred că. Nu, viața mea, e 8 lung, 5.000 hibrid. 5.000? A tai dat pe el 5.000? Hibrid, mă. Hibrid. A dat 2.000 și a mai dat 3.000 după aia sub formă de altceva, că aia e hibrid. Nu e, mă, n-are. Nu știe, mă, n-are. Tu știi, mă, să moară familia mea, dar nu știți. Știm. Sunteți direct șmecheri. Nu știți nimic să moară familia mea la mașină, nu știți nimic. Suntem la început. Ia, fii atent, fii atent.
Opa. Eu s-a părut, uite. Ia vezi. Salut. Aoleo, domn. Bă, hai să mă vedem ăștia clipi să facem. Salut, frate. De ce nu te uiți la noi? Îmi pare cunoscut, dar nu știu de unde. Bro, tu vrei să ne ignori? Păi, dar nu te uiți la noi. De-aia nu cred că știi de unde. Vrei să ne ignori? De favor, te faci stand, dar nu știu de unde te știu. Dar de ce nu te uiți la noi? Trage chiloții sus. Să vedem. Stime și respecte, vă salut. Bună seara. Bună seara. Bună seara, să trăiți și dumneavoastră. Suntem de la Autorulate SRL și facem un concurs. Dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți părțile componente ale unui carburator, noi vă garantăm o revizie completă la mașină. Bună. Fericirea nu e aici. Hai, pa. Pupici. Nu voia să iasă. Vezi că n-ai închis-o meu, ai închis-o recording. Hai, dă-i, închide-te. Să rămână. Nu știu să le închide. Gata, ne-am întors. Am dat de oameni de calitate. Asta este cel mai important. Avem pentru tine un concurs. Doar pentru mine? Doar pentru tine un concurs unde poți să câștigi un voucher de 2000 de lei. Wow! La porc. Nu mă. Avem colecție nouă. Termină. Te duci în shop și ți-ai ce vrea sufletul tău de 2000 de lei. Oprește-te. Dar, nu. Sorin, nu. Dar, trebuie să-l câștigi voucherul ăsta. Nu e gratis. Știi că, Doamne, e gratis noi. Că eu Caterin. Fii atent, am pentru tine o întrebare. Dacă răspunzi cu... Am pentru tine un concurs. Dacă răspunzi corect la întrebare, ți-am dat direct premiul sănătate, numai bine. Dacă nu știi răspunsul la întrebare sau răspuns greșit, îți dau de ales între trei provocări. Și trebuie să faci una dintre provocări ca să iei voucherul, e ok? Da. Rămâne, da? Fii atent. Termenul englezesc sandal provine din cuvântul grecesc antic sandalon, care înseamnă pantof de lemn. Sandalele sunt cea mai veche formă de încălțăminte. Cea mai veche pereche existentă a fost găsită în Fort Rock Cave Ore. Așa. Datarea cu radiocarbon arată că aceste sandale au mai mult de 10.000 de ani. Da. Cea mai scumpă pereche a costat 18.000 de dolari. Fabricate de Chipkos, au fost pictate manual de un artist contemporan din LA, nu știu ce, și au un logo de 18 carate pe ele. Întrebarea mea pentru tine, Sorin, este... Care este numărul de sacouri folosit de Dan Negru la prezentarea tuturor revelioanelor? Cât timp am? Un minut. N-ai voie să cauți pe net. 27. Fii atent, ai voie să răspunzi o singură dată. Am răspuns o singură dată. Mergi cu răspunsul ăsta? 27. 27 de revelioane? 27. Da. M-am 27 gândit. De revelioane a prezentat Dan Negru? Nu, dar a mai schimbat pe ele la același revelion, s-a mai și transpirat, s-a mai și schimbat. Deci ăsta ar fi raționamentul tău. Da. Mergi pe 27. 27. Răspunsul este greșit. Fii atent ce provocare am pentru tine, trebuie să alegi una nu, dintre ele. Nu, trebuie să-mi spui întâi câte sacouri a folosit. La final spunem tot timpul. Fii atent. Prima. Sunăm la un restaurant, de random, și o convingi pe doamna de acolo să facă alături de tine un exercițiu de dicție. A doua. Ne povestești o întâmplare cu cel mai decăcat om din televiziune pe care l-ai cunoscut, fără să-i dai numele. Cum? Ne povestești o întâmplare cu cel mai decăcat om din televiziune pe care l-ai cunoscut, fără să-i dai numele. Așa. Sau a treia, îl sun pe Toma și încerci să-l convingi să faceți un stand-up la o nuntă în Herculane. Asta. Mergi pe asta? Da. Da, dar doarme acum, băga mea aș... E 11:30. Hai, dă-mi un exercițiu și sună la un restaurant. Sună, mergem cu asta cu restaurantul. Da, pentru că din televiziune nu am întâmplări, să-ți spun, o întâmplare de căcat. Nu prea am. Și dacă am fost, oamenii au fost destul de simpatici. Ai tu un număr de restaurant? Nu, dați-mi voi un număr de restaurant. Și trebuie să vorbesc cu cine?
cu domnul sau doamna de acolo, poți să-i zici ce vrei tu, trebuie doar să fac un exercițiu de dicție alături de tine. Ce? Stai să vedem. Și poți să zici ce vreau eu? Știi un exercițiu de dicție? Nu. Capra sparge piatra în patru, crăpaur capul caprei cum... Ăsta e bun, nici mai tot. Cum crapă... Piatra în patru, așa era? Nu știu. Bună seara. Alo? Bună seara. Bună seara. Agent Pascu de la secția 13 vă sun. Da, vă rog. Am sunat că avem niște reclamații la dumneavoastră. Că e foarte mare, e foarte mare gălăgie la dumneavoastră. Noi am decis astăzi că o să vă facem o surpriză. Și dacă faceți un exercițiu de dicție cu noi, pentru că este ziua mondială a limbii, da, n-o să trimitem un echipaj la dumneavoastră. Da, o să fac un exercițiu de dicție, doar că nu cred că sunteți de la poliție, nu cred că a fost ceva reclamație, că practic nu e niciun zgomot pe teras sau în restaurant. Domnule, deci bașii trec, n-au nicio legătură cu terasa, ce zgomot bașii, pe terasa. Da, nu avem muzică, nu avem niciun fel de muzică. Trebuie să fi fost ieri alaltăieri. Ce anume? Trebuie să fi fost ieri alaltăieri. Da, hai de spune. Ce zici? Bun, hai. Pascu, Sorin mă numesc. Sorin. Și da, a fost o glumă. Avem nevoie să ne ziceți un exercițiu de dicție ca să putem să dăm un voucher de 2000 de lei unui copil. Un exercițiu de dicție? Da. Da, nu stau foarte bine la capitolul ăsta. Nu contează, hai să încercăm, că facem bucurie unui copil. Ești unul din școala primară. Hai să facem unul. Care era ceva cu eu pup poala popii, popa pupă poala mea. Sper că le-am zis corect. Super, super. Îți mulțumesc foarte frumos, ai făcut un copil fericit. Și ne cerem scuze pentru emoții. Nu e o glumă, o să-ți dăm link și o să fie nice. Bine, mersi foarte frumos, chiar nu e o glumă. Hai, da, mersi frumos că ai răspuns. Seara faină, ceau, ceau. Sărătate. Ceau. Bă, domnul de la restaurant Cabana, bă, ce băiat. Bă, dar a început ilegal. Da, total ilegal, a început cu agent Pascu. A început ilegal. Adică? N-avem voie să ne dăm polițist? Nu. Într-o farsă? Nu pot. Da? Ok, ok. Cum, nici măcar dacă nu ești? N-am știut. Foarte bun. Foarte, domnule, bun. Sorin, n-am știut. Felicitări. Ai câștigat voucherul ăsta de 2000 de lei. Și acum, cu el dăm ăsta? Păi fii atent cum stă situația. Poți să-l iei tu și să-ți iei ce vrei tu. Sau no, să-l dau. Poți să, da, îl dai la oamenii de la port. Dar știi la cum fac? Ia zi. Îl iau eu și îl dau la giveaway la noi. La mine pe Insta. La tine pe Insta? Da, nu. Deci ce faci, Sorin? Îl dai, nu, la... Faceți, îl las aici. Îl lași? Oamenii de aici, absolut. Bun. Și noi suntem super băieți și îți dăm și ție unul. Ce vorbești? Pe cuvântul meu, domnule. Termină. E ok, e bine? Termină. Bă, deci tu mi-arăți ce hanura ce să-mi fac și-mi fac eu, mă. Îmi arăți tu ce ai vrut să-mi dai și... Sper că te-ai simțit bine, Sorin. Foarte bine. Ești primul invitat cu care vreau să fac chestia asta. Noi dăm confeti, vrei să le dai tu? Da. Doar să nu le dai spre tavan. Te rog. Yay! Glitter. E frumos. Bine, mai mult aspiratul decât situația, da. Cum e? Cum te-ai simțit? Oh, Jim Carrey, masca frumos. A fost ok. A fost ok? E lejer în top 3 emisiuni la care ai fost vreodată? Să zicem că e lejer. Sunt foarte mulțumit. Mulțumesc eu foarte frumos pentru invitație. Sper că s-a produs content care să producă sigur bucurie, da, în inimile oamenilor. Da. Sigur că da. Și vă aștept la spectacole la mine. Sigur că da. Și la ceilalți? Nu, la mine. Doar la ceilalți. Că dacă ziua pe afiș, o să vină și la ceilalți. Dacă a, singur, atunci poate o să vină. Da. Să vină, da. Mm-hmm. Ok, bine. Hai, pa.
Salutare, îți mulțumim din suflet că ai rămas până la final, pentru că cel mai probabil ai rămas doar tu. Oricum ar fi, ne-ar ajuta foarte tare să ne dai un share, un like, un comentariu dacă e pozitiv și dacă e negativ, tu până la urmă poți să comentezi. Poți să ne dai follow pe Instagram la por.tv. Avem și TikTok dacă ai sub 10 ani, care se numește tot por.tv.